auzi? Lasă aia un pic. Îți ții vreo amendă. Adam și Sebaidin s-au reapropiat ieri mai mult decât se aștepta oricine. Așadar, Ada, Sebaidin, vă declarați un cuplu în casa Mireasa? Nu. Nu. Nu a fost în sărut. Spune tu, ca să nu... A fost o pupățeală. Mi-e foarte mare drag de el. Când mă uit la el, adică îi simt suferințele și mi-e foarte drag de el. Vreau să înțeleg în ce sens e drag de el, așa, ca și cum ai vedea un copilaj. Sau ești atrasă de el și... Amândouă. Și copilul care este, sau cel puțin cum l-am văzut la început cu mine, dar este și un potențial iubit. Pentru că, fără să vreau, mă gândesc și la situația ta de acum. Da. Tu ești într-o cursă de... Dar nu este acesta motivul. Dar care să fie motivul? Vino mai aici, pătăluiește. Nu, stai aici, în fund. Stai în fund. Gata. Păi stau aici, ne privim și de ajuns. Nu vreau să pară din nou chestia că tu te ții după mine și eu... Ce ți-am zis eu ție? Îți lepoși tu. Și atunci fii tu. De tine. Păi sunt eu, stau pe scaun. N-am stare să stau așa. Deci văd că ești agitată. Nu-mi place, nu mai am stare noaptea să stau, nu mai suportam. Mai târziu însă, Ada și Sebaidin erau foarte apropiați fizic, chiar în prezența doamnei Dorina. Nu știu, un cățel. Ești, am stat cu ochii mari și cu... Da, da, un cățel de rasă. Rasa? Rasa pur. Gata? Te-ai umplut de afecțiune. Mâine apăreți pe canapea așa. Da, ei. Eu doar îi ofer ceea ce are nevoie. Ce? Încerc, de fapt, să-i ofer ceea ce are nevoie. Afecțiune. Nu merge. De ce? Ce-i zis? De baică, domnule. Nu-ți faci așteptări. Mă enervezi și mai rău. Păi asta zic. Calm. O să dea chestia asta și o să pară că eu sunt ăla inabordabil și inaccesibil și în toate felurile. Ce ești? Nu sunt. Seara am crezut că ai înțeles când am zis ceva. Păi vezi? Iar mă enervezi. Aia ești mai bună. De fapt, zic că-s rolurile. Tu ești bărbatul și ești femeia. Foarte urât. După ce Sebaidin se întorcea din platoul emisiei de aseară, Ada își continua asaltul. Auzi? Am altă idee. S-au sărut. De ce nu am respins-o? De ce, Doamne? Pentru că mă iubesc, Sebaidin, recunoaște. Mă topesc după tine. Nu poți să trăiești fără mine, exact. Sebaidin. Uite, vezi, mă provoci să spun niște chestii de astea așa. Vrei să te confesezi? Domnului Pui. Din casă. Atât de rău îmi pare că am avut gluga în cap. Uite, vezi, prin chestia asta nu-mi place, nu mă simt bine eu. Pentru că te pun pe tine într-o postură nașpa și de asta zic. Fii tu, Sebi, că n-am nicio treabă, dar mă vezi. Dar ți-am explicat niște lucruri, de ce nu vrei să înțelegi? Că înțeleg. Păi... Ești tu, acum o să ieși eu și aia. Ce ai? Mai pune dragul tău.
eu cer afecțiune, Sebi. Nu-ți mai ofer afecțiune. Nu-ți mai ofer afecțiune, că ai văzut ce ți-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Cal. Toate au lăsat să spală din capul tău. N-are nimic. Asta vezi. Nici apropierile astea nu sunt foarte ok. Pentru că suntem într-un show unde oamenii se iubesc de iubire, de soț și soție, nu de prieteni și de amici. O să lung cu capul. Stai departe, te rog frumos, stai departe. Nu te apropia. Da. Nu mai fac, promit. Am înțeles, m-am glumit acum. Ai, n-a, sigur. Mai aici putem fi doar amici. Dar n-am zis că suntem altceva. Păi atât. Nici nu o să fim altceva. Da, da, hai să ne și comportăm ca niște amici. Și simți ceva mai mult? Suntem doar amici. Ce vrei să fim ca frații? După ce vrei să-i sărută? Sau simți că vor să-i sărute? Măi! Uite, am făcut o poză în timp ca să vă arăt. Uite, nu știu dacă se vede la camera, dar vedeți voi la faza asta. Eu cred că ție îți venea să te ascunzi după canapea. Așa par, deci par genul ăla, așa. Mă predau. Ce? Te simți hărțuit? Nu mă simt dar hărțuit. Dar ce te simți? Dar nici nu vreau să fie pus într-o postură în care să... Hai să vorbim despre ce simțiți fiecare. O, imediat o întreb și pe ea ce simte. Zi-mi tu, ți se pare că e prea mult? Da, mi se pare că e prea mult. Am înțeles-o și o înțeleg. Am spus că o să păstrăm o relație de prietenie, amiciție și am explicat că eu cu prietenele mele și de afară de nu suntem atât de apropiate. Apropiați. Nu, pentru că ei sunt drăguțe de tine, după cum a spus. Eu sunt și zurlie. Poftim? Zic, sunt și zurlie. Suntem nebuni așa. Ne tachinăm rău de tot. El nu pare. El pare așa, foarte defensiv. E foarte serios. Așa trebuie să fie. E postura lui. Pe ori e nebun, ori e serios. Hai să nu ne contrazici. Are două cred că de-aia mă atrage pe mine. Așa. Ce are? Da. Să aminte de ceva. Da, bun. Ok, acum. Ce simți tu? Drag. Mă, mai lasă-mă cu dragul, repet, că nu e un copilaș pe care îl iei și îl smotocești de drag. Măi, totuși suntem într-un show matrimonial. Aici vorbim despre femei care se îndrăgostesc de bărbați și bărbați la fel, adică... Păi sunt o femeie care are drag de un bărbat și... Da, ți-e drag de el ca ce? Am și zis ieri, și ca un copil și ca un potențial iubit. Partener. De ce râs se mai zic? Ce să mai zic? Am spus destul de clar. Chiar îmi pare rău. Păi și ce facem cu situația asta? Nu știu, o să stăm unul într-un colț și unul într-un colț. Păi nu, 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 crede-mă că o să stea în colțul care ești tu. Nu, e destul de matură să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Că nu se poate nimic, în afară de o amiciție, dacă e, dacă nu, adică cât trăim aici în aceeași casă, să nu ne mai respingem. Așa este. Păi tu... Păi înțelegi? Vin să-l mai întreb ce face, că așa ne jucăm. Peste el? Nu, lângă. Depinde cum se ajunge. De vremea de depinde afară. Cum dacă se ajunge, sigur, fric, se poate ajunge și... Dacă simt nevoia de afecțiune în acel moment... Ai încurcat-o. Dacă simte nevoia de fel... Ce faceți, doamna Dorina? Ce? De cum? Am să rog să-l lase în pace atunci, dacă... Dacă ce? Vrea să sară pe el. Asta ați văzut? Și cam cum o să rugați? Ia să văd. Cam da, dar lasă-mi băiatul în pace, că e mic. O să încerc, doamna Dorina. Are vaccinurile făcute? Nu știu dacă toate. Vedeți, trebuie să aflu acum, iar trebuie să mă apropii de el. No, mi-e sigur și frică să dau pauză, jur. Sigur că nu, dacă Sebi zice nu, păi sigur. Păi care, săracul, că zice nu de două zile? Păi, am zis, acum. Stăm în casă aici, toată lumea era cu toată lumea și la un moment dat eram și singuri. Și am stat, decât să ne evităm și să nu ne mai vorbim, am zis să stăm și împreună. Atât. Din partea mea atât e și sper că am mai repetat asta, sper că Ada a înțeles și...
Ne-am înțeles. Dacă nu, o să evit ca să nu se mai creeze asta. Păi și cu îndrăgostea cum rămâne? Că nu vreau să avem o inimă frântă. Păi nu avem o inimă frântă, dar e casa iubirii și iubirea nu era aici la noi. Și de ce să fim singuri, mai bine amândoi aici. Casa iubirii nu e casa iubirii, e mireasa. Ai greșit emisiunea, eu ți-am spus. Eu ți-am spus ție. Da. Cine ți-a zis? Alex. Da, chiar ai avut dreptate. Spuneți-i că stăm la Antena 1, ce să vezi. Așa e. Da. Mai, eu îmi dau seama că pentru cei care nu sunt într-o relație e un pic dificil, că toată lumea se pupă, toată lumea stă câte doi, câte doi, câte doi, da. Acum ce să facem? Că și mamele sunt singure. Suntem mamele. Da. Dar ție cum ți se pare că se vede așa? Cum ne uităm noi așa ca telespectatori? O nebună care aleargă un bărbat și tachinează. Mm. Așa este. Sigur, fiecare reacționează diferit la îndrăgosteală, nu? E prea mult spus îndrăgosteală. Păi nu zisești tu, faci mișto, zine dacă faci mișto, să facem și noi mișto, că da, măcar să fim de la egal la egal. Ok, totuși în emisiunea asta nu e despre mișto. Oamenii chiar... Cei care sunt într-o relație chiar sunt serioși, așa, adică presupun că dacă îți pui problema să te măriți, să te însori, nu cred că cineva s-ar putea gândi să se joace cu viața lui, că despre asta e vorba, să te joci cu viața ta. Scurtă pauză. După pauză vorbim despre... De fapt, este o discuție între...